Sportivii de la secția de powerlifting din cadrul Clubului Sportiv Municipal Roman s-au întors cu 14 medalii și ocupă de la Campionatul Național de Powerlifting proba de împins la piept clasic și echipat, competiție desfășurată la Beiuș. Lotul nostru a participat cu număr de 6 sportivi pe categoria 66 de kilograme. Dan Stănescu a luat o medalie de aur la Master 2 campion național, o medalie de argint la seniori, pe proba de echipat, iar pe proba de clasic, tot la fel, o medalie de aur campion național Master 2, o medalie de argint la seniori. Tot pe 66 de kilograme, Cojucaru Denis a reușit să obțină titlul de campion național la categoria 66 de kilograme juniori 2, atât pe proba de clasic cât și de echipat, și obținut și o medalie de argint pe proba de echipat la seniori. Pe categoria 74 de kilograme, Paraschiv George a reușit să obțină titlul de campion național pe proba de clasic la juniori 1, iar eu pe categoria de seniori, categoria 83 de kilograme, am reușit pe proba de echipat să obțin medalia de bronz, iar pe proba de clasic medalia de aur și titlul de campion național pentru al treilea an consecutiv. Iar surpriza a venit la finalul competiției, unde am reușit să obțin și locul 2 la Open masculin seniori. Pe aceeași categorie de greutate, dar pe categorie de vârstă diferită, Cătălin Badol, colegul meu Cătălin Badol, a reușit să obțină titlul de campion național la Master 2, atât pe proba de clasic cât și de echipat. Iar pe categoria 93 de kilograme, Cristian Dior a reușit să obțină titlul de campion național la junior 2 pe ambele probe, și pe clasic și pe echipat. Am avut un total număr de 14 medalii și ocupă la finalul acestei competiții. Din punctul meu de vedere, ca și sportiv, ca și antrenor, consider că pentru acest an ne-am atins să cubrim obiectivele propuse, urmând să ne stabilim obiectivele pentru anul viitor. Mulțumesc și eu la fel tot romașcanilor care ne-au felicitat și ne-au susținut în această competiție, Federației Române de Powerlifting, domnului președinte, organizatorilor de la Beiuș, care a făcut o organizare destul de frumoasă și asta, colegilor care ne-am susținut unul pe altul, și sperăm la anul să venim cu mai multe medalii. Eu unul sunt mulțumit. Anul ăsta a fost un an chiar foarte bun pentru toată echipa powerlifting CSM Roman. Totodată vreau să mulțumesc în mod special domnului președinte al Federației Române de Powerlifting, domnul Panazan Ovidiu, pentru tot sprijinul acordat, pentru toate sfaturile date în pregătirea noastră și în timpul competițiilor. Sălilor de forță unde activăm noi, sala Ozar Golden și sala Tonus Gym, și tuturor rămașcanilor care ne-au fost alături în toată pregătirea noastră.